Urăm bun venit tuturor meșterilor populari. Cu ocazia zilelor municipiului Roman avem și această manifestare tradițională, Târgul Meșterilor Populari. Mă bucur că au răspuns în număr mare invitației noastre. Mă rog să aibă vreme frumoasă, dar de astăzi am vorbit și o să fie bine, o să fie frumos și o să vă bucurați de aceste zile și romașcanii să se poată bucura. Urez tuturor romașcanilor la mulți ani cu ocazia zilelor municipiului Roman, să avem zile frumoase, senine, de liniște și pace, să se poată bucura fiecare de, așa cum se bucură de propria zi onomastică, să ne bucurăm și de zilele orașului, orașul nostru al tuturor. Declarăm deschis, așadar, Târgul Meșterilor Populari, urăm activitate frumoasă, urăm spor în toate cele bune, sănătate și Dumnezeu să dea numai bine. Mulțumim. Sănătate și numai bine, Doamne ajută! De unde sunteți? La Botoșani. De la Botoșani. Din prună sau numai prună? Este sat tradițional, la 48. Doamne ajută! Succes, vânzare bună și spor la prune anul ăsta. Este rod. Doamne ajută! Ia uite asta, deja vorbim despre broderie. Cu ce o executați? Un dremel. O freză. O freză, efectiv, da? Da, astea, da, o distrus. Și astea sunt de gâscă? De gâscă. Foarte frumos. Asta? De rață. Exact, și-am băgat în semnele etnografice, le-am depăvat în parc. Da, foarte frumos. Trebuie să fie destul de migălos. Da, cam 2 ore jumătate, 3 ore de ouă. Oh. Foarte frumos. O zi bună și vă urez ședere plăcută la Roman. Da, e cunosc, e cunosc. Ce să facă un pic în... Vă mulțumesc frumos! Da, produse la noi. Mă bucur foarte bine că pentru prima dată avem acest stand și sper mereu să fie alături de noi și să fie invitat și în alte părți. Pentru că aveți, sigur, da, că aveți lucruri frumoase. Și este un model de bună practici. Așa în ceea este. Ce privește revigorarea meșteșugurilor tradiționale. Sigur. Ne dorim cât mai multe astfel de proiecte. Așa este. Dacă se poate, toate în zona română. Da, ha, corect. Noi și propunem să intre în sigur, trebuie intrat. Da. Asta este foarte important, că nu este o afacere proprie. Nu. Este beneficiu comunității de regiune să vă așa că vă așteptăm la Târgul de Roma, zi minunată tuturor. Felicitări și mult succes. Da? Bună, bună ziua. Sigur că da. Să cunoaștem și lumea aceasta, după cum e și moto-ul acestui afiș, da? Lucruri foarte frumoase, știu că și eu am achiziționat din ele. De la acel eveniment caritabil care l-am avut la Casa Veche, da? În partenerea primăria municipiului Roman. Foarte frumos! Și vă urez succes în continuare! Mulțumesc mult! Sănătate multă! Zi bună! Noi suntem în care are stand-ul. Da! Inaugurat cu bordul. Da, noi o să ajungem și acolo. Domnul Gugan, romașanul, da. Bună ziua! Să rămână, bună ziua! Ați adus să rămână, bună ziua! Căciulițe? Căciulițe, da. Șerpulițe. Păi dacă omul vara trebuie să-și facă sanii așa și iarna căruță. Așa trebuie. Da, o zi bună! Mulțumim, sănătate bună! Să rămână! Prima dată la noi. Bine ați venit. Cum se numește scula asta? Da, pe urs. Scoabă. Așa a scosit aici și aici? Nu, doar deci. Doar aici? Atât. E pe principiu cum se lucrează la curățat căpriorii sau la, nu? Da, la...
La linguri e altă. Am și chestia, dar nu am mașină, nu. Deci da. Aceasta folosește numai interiorul. Da. La orice piesă, dar numai la interior. Operația numai cu ea. Numai, în finisaj, ultima operație. Ultima operație. Da. Aceasta este folosită. Bun, dar adâncitorile în blat le faceți de la început cu ea? Nu. Sau intrați grosier cu altceva? Avem... Avem o Tesla se numește, ce? Tesla. Asta am vrut să Tesla. Da, da, cu Tesla se ia grosier. Da. Interiorul, exteriorul cu bardă. Asta e lemn de salcâm? Salcâm, da, salcâm. Și aici fac. Și ăla pare, da. Dacă doriți, le puneți în primărie, îl luăm. Vizitez acum, aș să nu merg cu ele în mână. Mulțumesc frumos! Când doriți, mă găsiți aici. Eu vă mulțumesc. Asta pentru? De obicei, pentru frământat. Pentru frământat. Și acestea? Da. Gay? Nu. Acesta este plop alb. Plop alb. Plop alb. Deci este un plop care are coaja albă, așa, se numește top alb. Da, pentru plopul e ator și rezistă bine la umiditate. Corect? Aveți dreptate. Bună ziua! Prima ediție. Da. Ceramică. De la? Curum. Dar știi ceva? Asta nu numai asta. Și de unde provine, știi? Frumos pentru cei care să știe de unde. Și oamenii sunt foarte cunoscuți în roman, da? Nu credeți. Și prin intermediul mass media, televiziune, au făcut reportaje, interviuri, să aveți succes. Bună ziua și bine ați venit. De la? Botoșani. Botoșaniu. Botoșan, da. De la Botoșan, să știți că v-am adus o secretară în caz că se îmbolnăvește. Și o să fie liber să aveți acolo. La mulțumim frumos. La birou. Vă mulțumim frumos. Reprezintă costum popular pe zona Moldovei în general. Și a noi pe diferite localități comune. Se mai schimbă și catrința și asta, da. Dar asta este pe Moldova. Dar esența aia e. Da, da. Adida și românești tradițional de bază. Da. Așa, catrință, e bondiță, pasmașă și... Și trăistuța. Și trăistuța acolo are, ea, e. Mulțumim frumos. Să fiți sănătoși. Mulțumim și noi de invitație. Să fiți sănătoși și Doamne ajută. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cum îi prezint? Vă rog frumos, bună ziua! Bună ziua, vă rog frumos, nu vreau să mai trebuie acest trist. Da. Ei frumoase, tradiționale românești. Prahova și Anatolii. Da. Piperic. Piperic, e tot acolo. Piperic, da. Prieteni acolo la Piperic. Da. Să aveți o zi frumoasă și șederii plăcută. Domnul Virgil Moldovan de la Gura Humorului, care are și... Gura Humorului. Mănăstirea Humorului. Mănăstirea. De la Comuna Mănăstirea Humor? Da. Mm-hmm. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Sfântul Dumitru Andrei. Da. Cum se cheamă astea? Lidare. Lidare. Da. Șederii plăcute și Doamne ajută. Bună ziua. Galațu? Galațu. Da. E frumoase, nu? Uite, aia e mai interesantă de acolo pe negativ făcut așa, știi? Pe... Da, 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 chiar interesant. Să aveți ședere plăcută. Să vă simțiți bine la roman. Bună ziua. Bună ziua fălticenilor. Cineva, v-am găsit. Ce faceți? Mulțumim, bine. Da? Bine facem. Mă bucur și sper în continuare să rămân așa. Să vă fie sănătate, bucurie. Mulțumesc frumos. Așa în final, da. Așa scrie și România. Și România. Foarte frumos. Sigur că da. Și înfigem și steagul. Da.
Așa e altceva. No? Vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Vă mulțumesc. Și din parte cel la Sinaia, la doamna Chițu. Bună ziua, de la Sinaia? Da. Modelele astea nu dau mai mult în stilul oltenesc decât din țara Făgărașului. Așa e, nu? Muntenesc. Ședere frumoasă și să vă simțiți bine la Roman. Bună ziua! Bună ziua! Să doriți, domn primar! Bună ziua! De la? Dacă toată vara țuiculiță, iarna... De unde că țuiculiță? Bine v-am regăsit! Bine ați venit! Sperăm să vă găsești la toamnă! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Da, foarte frumos! Foarte frumos! Când vine vara, cât stă, dacă mă vine din Purece și ai nevoie. Așa este. Ședere plăcută și toate cele bune. Mulțumim frumos. Mai tot de la București, 80 de ani. Bună ziua. Să trăiți, domnul primar. De la IFOP? De la IFOP, de la Popeșile Orden. Vă mulțumim că ne invitați, că ne dați locuri. Vă mulțumim pentru că organizați, primul lucru pentru că este semnalată și pentru mai. Să fiți sănătos. Încă mai sunt traduții în Moldova. Și trebuie păstrate. Și ce mai e ospitalier. Mulțumim frumos.